Un accident grav s-a produs într-o localitate din Vaslui, în urma căruia 4 persoane au fost rănite. De vină ar fi o șoferiță de 36 de ani care ar fi pătruns pe contrasens și a lovit frontal o altă mașină condusă de un tânăr de 20 de ani. Atenție, imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Teribilul accident a avut loc în localitatea vasluiană Ivănești. O femeie în vârstă de 36 de ani a intrat pe contrasens și a lovit frontal un autoturism în care circula regulamentar. În urma accidentului, 4 persoane au fost rănite. 2 dintre cele 4 persoane implicate în accident au suferit traumatisme ale membrelor inferioare. Femeia care a provocat accidentul și un pasager au fost transportați la unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui. Celelalte 2 persoane au fost evaluate medical, dar au refuzat transportul la spital. Polițiștii i-au testat pe cei 2 șoferi cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost însă zero. Ulterior a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.